Vedem mesajul dumneavoastră. Da, vă mai spun o dată la mulți ani România și la mulți ani români. Ce faceți? Cum vă păstrați așa tăria să fiți bărbată și să nu executați orbește toate ordinele care nu ni se potrivesc? Pentru că mă ghidez de fiecare dată după ceea ce așteaptă creierul de la mine și se pare că nici de data aceasta nu m-am înșelat, având în vedere că este în fiecare seară, indiferent că este vorba de vânt, de ploaie, centrul plin al Craiovei, nu numai de craioveni, dar și de foarte, foarte mulți turiști din afara orașului. Deci nu pot decât să mă bucur că până la urmă am adus un plus de bucurie, de satisfacție, dacă vreți, pentru toți cei care vin să vadă Târgul de Crăciun, unul dintre cele mai frumoase din Europa și categoric cel mai frumos din România. Da, și nu toți românii au avut așa noroc, Mihaela, pentru că știm la Iași, acolo iluminatul mai puțin, mai ales acesta festiv. În Miercurea Ciuc, primarul de acolo spunea, Atilo Corodică, o să facă la fel economie. Sunt multe locuri în țară unde s-a mers pe economie, da? Oricum ar fi, există discuția controversă. Dacă faci, de ce faci, că se duc prea mulți bani. Dacă nu faci, ce nu faci? Da. Că privezi oamenii de luminițele de Crăciun. Deci facem economie, pentru că se consumă foarte puțin. În general, instalațiile de tip LED consumă foarte puțin. Noi am consumat puțin și anul trecut, pentru că am putut să comparăm facturile de la o lună la alta. Dar eu cred că este incomensurabilă bucuria copiilor care vin în fiecare zi la acest târg de Crăciun și cred că cel mai bine este să luați voxuri direct de la ei, ca să nu credeți că ne lăudăm prea tare, deși este 1 decembrie și simțim nevoia să arătăm că și Craiova este un oraș foarte important al acestei țări. Ați dat ceva și gratis anul acesta? Ați dat ceva? Fasole, ciolan, vin fiert, ceai? Nu, dar avem foarte multe evenimente. Peste o oră se deschid zilele Adrian Păunescu la Craiova. La ora 18 va fi un spectacol foarte mare cu toți folchiștii importanți din România în centrul istoric al Craiovei. Deci am pregătit foarte multe surprize în perioada imediat următoare și astăzi mai ales, pentru că este 1 decembrie, ziua națională. Iar iluminatul de sărbători astăzi va fi roșu, galben și albastru. Da, noi vedem imaginile direct de la târg în culorile tricolorului, spuneți diseară. Da, așteptăm să vedem și spectacolul pe care îl pregătiți la Craiova. Mulțumim foarte mult pentru intervenția la ediția specială de astăzi.